Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată, fantastică, ca de obicei, în care vreau să văd, iubiții mei, care este situația cu persoana de interes, cu persoana dragă sau cum vreți dumneavoastră să o numiți. Vom face, ca de obicei, o etalare în care vreau să văd sentimente, fapte, gânduri, lucruri care se vor întâmpla între dumneavoastră și acest om de acum înainte, în perioada următoare. Ca de obicei, am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce vă rezonează, ceea ce îmi lăsați universului sau celorlalți, cu siguranță un mesaj sau un gând bun, dragii mei, cu siguranță veți găsi. Vom începe, ca de obicei, cu oracolul. Astăzi am ales îngerașii, după care vom trece și vom întreba tarotul de Marsilia care este situația cu această persoană. Dragii mei, haideți să vedem ce energii ies astăzi de la îngerașii noștri pentru a vedea care sunt sfaturile pentru dumneavoastră, după care vom vedea ce ne spune celălalt tarot. Cei care doriți etalări private, aveți aici numărul pe măsuță, la fel și în descrierea acestui video, e-mailul și telefonul pentru oricând aveți nevoie, dragii mei, de ceva pentru dumneavoastră, strict pe situația și pe ceea ce trăiți în viața particulară. Drăguții mei, haideți să vedem care sunt energiile. Am să mulțumesc tuturor celor care îmi lasă gânduri, păreri, opinii. Mulțumesc frumos pentru aprecieri, dragii mei, și vă cer scuze că nu pot la fiecare în parte să răspund, dar le citesc, sunt încântată, vă dau la fiecare cel puțin o inimioară și un like și, dragii mei, mulțumesc că sunteți lângă mine de fiecare dată. Haideți să vedem prima energie pentru astăzi. Prima energie, drăguții mei, este Melchisedec. Acest îngeraș spune așa, că aveți o perioadă în care veți primi plenitudine, armonie și există aici o călătorie mistică, dragii mei, pe care mulți o veți face. Mă bucur foarte tare să văd că vine o plenitudine în viața noastră, ceva care să vă umple acele goluri pe care le-au provocat alții. Probabil că ați avut lipsă de bani, poate n-ați avut servici, poate a fost o persoană care v-a rănit foarte tare, poate ați avut într-adevăr o relație dureroasă sau pierderi nenumărate. Această plenitudine vine după această perioadă de pierderi și văd aici că se va armoniza cu toată suferința dinainte, creând acel yin și yang, dragii mei, acea stare bună pe care o meritați, acel soare care vine după ploaie. Iar această călătorie mistică, dragii mei, pentru mulți, este probabil faptul că veți evolua foarte tare, veți avea energii pozitive, mulți aici veți descoperi că vi s-a deschis al treilea ochi, veți avea acele conexiuni cu ființele de dincolo. Eu cred că foarte mult aici veți călători în astral, veți simți foarte multe energii elevate și cu siguranță veți înțelege mult mai multe esența a vieții și a lumii decât înainte, da? Deci această călătorie mistică o să vă ajute pe foarte mulți să faceți descoperiri incredibile despre dumneavoastră. Mergem la acest arhanghel, a ieșit un arhanghel și astăzi, mă bucur foarte tare, sunt ca și cum ar fi șefii îngerilor, dragii mei, sau cei care primesc mai multe premii pentru că fac lucruri mult mai bune și mai minunate. Este clar că acest arhanghel Uriel spune aici că tu ai nevoie de a fi vindecat de ceva. Este o urgență pentru că vor exista foarte multe schimbări și foarte multe lucruri pe care tu trebuie să le faci în munca ta sau să muncești pentru ceva care în final să iasă la lumină, da? Pentru că văd aici pentru foarte mulți acea energie în care a stat foarte mult timp, dragii mei, și v-ați rugat să vină această lumină, această ghidare, să spunem, spirituală, pentru că văd aici că ați fost în situații probabil disperate, da? Aceste schimbări, dragii mei, și aceste, să spunem, rezultate, aceste munci pe care le veți obține în perioada următoare sunt pe bună dreptate, pentru că divinitatea vă vrea bine, vă vrea fericiți și vrea ca toate aceste schimbări care vin în dumneavoastră să se întâmple în sensul în care să vă facă viața mai bună, da? Deci foarte frumos mesajul și arhanghelului Uriel. Mergem mai departe, dragii mei, la îngerașul Sadriel, care aici spune așa că ai nevoie să pui ordine, control și să fii foarte seren în ceea ce o să urmezi în viața ta. Este clar că aici ordinea, dragii mei, este ceea ce poate ți-a lipsit foarte mult timp. Poate că ai avut un haos între ce ai făcut pentru unii, pentru alții, ce a fost în viața ta. Poate că dintr-o parte și din alta au tras diversi oameni de tine. Poate că a trebuit să te împarți între muncă, copii, servici, etc. Și au fost timpuri foarte grele. Cred că această ordine vine foarte bine pentru că controlul, dragii mei, o să vă ajute să luați deciziile necesare și evident, ca recompensă apare serenitatea, mulțumirea, pacea sufletească și tot ceea ce vine cu liniștea sufletului, da? Deci văd aici că veți căpăta toate aceste lucruri în perioada următoare, datorită a tot ceea ce sunteți dumneavoastră, a muncii depuse, a lucrurilor pe care le-ați făcut bine, a persoanelor care au venit în viața noastră în sensul bun. Și așa cum spuneam tot timpul, dragii mei, Dumnezeu lucrează prin oameni. Suntem aici în fond să ne ajutăm, să ne întindem o mână și exact cum am spus de multe ori, dacă nu poți face un bine, măcar nu fă nimic. Deci nu fă un rău. Dacă nu poți să faci bine, nu fă nimic decât să faci rău cuiva. Haideți să vedem acum ce ne este aici în cărți, care este situația cu persoana asta a dumneavoastră, pentru că sunt convinsă aici, dragii mei, că trebuie să aflați încă multe lucruri despre acest om și să vedem care sunt mesajele astăzi pentru dumneavoastră.
Sunt convinsă că aveți încă multe de aflat și multe de văzut în ceea ce privește această persoană, care sunt sentimentele încotro ea, dacă simte pentru noastră lucruri sincere și așa mai departe. Dragii mei, ca semne avem Săgetător, avem Balanță, avem Capricorn, avem iar Balanță, avem Leu, avem Berbec, avem Gemeni, avem Fecioară, avem Berbec, avem iarăși Leu, avem Taur, dragii mei, avem Capricorn, avem Săgetător și avem aici și un Peștișor. Ok, bun, haideți să vedem, dragii mei, ce se întâmplă cu persoana dumneavoastră, care sunt mesajele, care sunt lucrurile de care trebuie să aflați, ce se întâmplă mai departe cu acest om, ce vrea astăzi tarotul de Marsilia să ne transmită. Drăguții mei drăguți, haideți să vedem care este situația. Eu văd așa că cineva aici, dragii mei, are o falsitate mare, mare, mare de tot în viața sa. Când zic că are o falsitate prin care trece acolo unde este, este că această persoană, și sigur nu sunteți dumneavoastră, este cel care a plecat de lângă tine, cel care într-o formă sau alta se dă cine nu este în fața cuiva, a spus multe minciuni, a făcut multe trădări, a explicat niște lucruri care nu aveau noimă sau creează iluzii persoanelor din viața sa. Spun aici asta pentru că pentru mulți aici văd că au existat despărțiri, cineva a suferit după separarea de tine. Cred că acolo unde este această persoană, ori încearcă să manipuleze pe cineva, doar că nu-i merge sau este el manipulat, dragii mei, de către altă persoană. Eu cred aici că foarte mulți, în perioada următoare, veți descoperi că acest om nu a fost deloc sincer cu dumneavoastră, că această persoană, dragii mei, nu a fost total deschisă, nu a fost așa cum dumneavoastră v-ați imaginat-o. Da? Eu cred aici că foarte mulți, iubiții mei, veți vedea niște schimbări extraordinare la acest om, pentru că, într-adevăr, pentru dumneavoastră și pentru el, lucrurile se vor schimba radical. Mai simt aici că a sperat să fie fericit cu altcineva sau a plecat spre altă persoană care nu ești tu, pentru că văd aici că a încercat să se ducă undeva să fie primit înapoi sau și-a dat un nou început cu altcineva care nu sunteți dumneavoastră. Dacă e vorba de un trio, de o relație de căsătorie sau cineva aici care a mai avut pe cineva în afară de tine, credeți-mă că s-a dus direct în gura lupului, da? A încercat să-și dea o șansă să reia ceva lăsat mai de mult, dar văd aici, dragii mei, că nu poate să mai aibă sentimente profunde de iubire și nici emoții și nici nu poate să mai împărtășească nimic cu altcineva, pentru că așa cum a făcut în viața asta toate legăturile atunci când tu ai fost lângă el sau lângă ea și ai deschis capul și ai arătat cum se iubește și ai arătat cum se fac lucrurile și ai sacrificat o mulțime de lucruri pentru această persoană, acest om nu te mai poate înlocui în sufletul lui cu nimeni. Deci chiar dacă s-a dus unde s-a dus, stă cu altcineva sau a încercat să-și refacă viața, dragii mei, nu vă poate uita. Nu vă poate uita pentru că eu cred că chiar dacă încearcă să fie fericit acolo, nu îi merge. Vine trecutul peste el, își dă seama că nu are cum să mai simtă ce a simțit pentru tine și amintirile pe care le are cu tine parcă îl lovesc acum dintr-o parte și din alta în relația de acolo. Cred că are foarte multă pasiune care îi revine în minte, dar cu cine? Cu dumneavoastră și probabil că în perioada următoare va încerca să scoată la suprafață tot ceea ce simte. Eu cred că mulți aici au plecat într-o formă sau alta ca să răzbune pe tine sau, dragii mei, ca să vă arate că poate să facă mai mult în momentul în care el vrea. S-a aruncat cu capul înaintea, spune eu, pentru că aici poate, nu că nu putea sau nu merita, dar acest om a încercat să-ți demonstreze că el face ce vrea, când vrea, cum vrea și așa mai departe. Doar că, vedeți dumneavoastră, sunt convinsă că chiar dacă nu l-a interesat ce s-a întâmplat în jurul său, acum consideră că legătura cu tine, de fapt, era foarte importantă. Poate că a fost implicat într-o relație cu copii, casă, responsabilități, are aici o poveste de familie de dus, s-a întors într-o zonă de confort sau și-a dat o nouă oportunitate după mulți ani cu altcineva, da? Dar văd că lucrul ăsta l-a făcut un pic la ambiție și doar ca să-ți demonstreze ție că poate mai mult. Sau unii aici s-au dus cu persoane noi care nu sunteți dumneavoastră, crezând că acolo vor fi, într-adevăr, împliniți, adică vor avea tot ceea ce nu au avut lângă tine. A crezut că se reîndrăgostește, a crezut că vor merge lucrurile bine, dar vedeți dumneavoastră, persoana aceea de lângă el, de fapt, nu îl face absolut deloc fericit. Își dă seama că singura dragoste din trecut, singura dragoste pe care o simte, este ceea ce a trăit cu tine. Cred că mulți aici, dragii mei, trec printr-o perioadă de tranziție necesară. Văd aici, într-adevăr, că au avut foarte multă toxicitate, au avut foarte multă dorință de a face lucrurile de la început, să spunem, într-o formă în care nu era corect, nici față de tine, nici față de altcineva, mai ales care erați, cei care erați în trio. Această persoană și-a pus pe primul loc plăcerile personale, viciile sale, toate acele lucruri care n-au cum să ajute, dragii mei, într-o relație nici măcar o secundă, da? Deci chiar dacă el a încercat să schimbe ceva, nu a putut să facă până în prezent mari lucruri și eu cred că acum, de parte de tine, simt aici a treia energie și simt aici între dumneavoastră și el o mare răcire,
sau nu mai comunicați sau sunteți supărați, unul plecat la Ana și altul la Caiafa, dar eu văd aici că el sau ea conștientizează că e vorba de foarte multă iubire pe care a simțit-o lângă tine. Sunt niște adevăruri care probabil îi aduc acum multe tristețe, gânduri negative, vede că îi lipsește ceva și înțelege că acel lucru este de fapt persoana ta. Este, cum se zice, prizonier în propria relație, dragii mei, și a propriei sale manipulări, a tot ceea ce a sabotat și a făcut cu mâinile sale. Eu cred că există aici diferențe de vârstă între dumneavoastră și acest om sau au fost diferențe de stiluri de viață care au început să se resimtă. A venit această transformare cu foarte multe schimbări pentru acest om, dar eu simt aici că el nu este ok fără tine, nu este bine acolo unde e, s-a riscat, s-a avântat. Acum resimte că tot ce a făcut de fapt nu este suficient și că nimic ceea ce este la distanță de dumneavoastră doi nu este bine. Este un sentiment foarte, foarte trist, să știți, pe care văd că omul ăsta îl trăiește. Mai văd aici că ați avut un scop final, la modul când l-ați cunoscut pe acest om, dumneavoastră chiar v-ați dorit dragostea lui, chiar v-ați dorit să faceți ceva cu această persoană, ați pus aici la bătaie și banii și casa și pasiunile și absolut toate lucrurile pe care la dumneavoastră au contat. Adică v-ați dorit într-adevăr să îmbătrâniți cu omul ăsta, să fiți o familie, să fiți cineva în viața sa, să rămână pentru totdeauna lângă tine. Lucru care nu s-a putut pentru că, așa cum vedeți, dragii mei, aici cu turnul, ceva n-a fost clădit pe temeiuri sănătoase. Ori plecase sau nu plecase, plecase cu un picior încolo și cu un picior, știți cum era, cu un picior în groapă, cu alta afară. Nu era numai cu tine. Lăsase lucruri și în altă parte neterminate. A mai dat speranțe unor foști sau unor foste. Nu vroia, de fapt, să se implice într-o relație serioasă cu tine. Credea că totul e pâine și miere și în final a devenit ca iadul. Pentru că au fost foarte multe acele obligații pe care tu, probabil, la un moment dat, i-ai arătat. I-ai arătat ce nu făcea bine, i-ai arătat că nu era ok așa cum încerca să-și crească viața, să-și ocrească, iertați-mă, și automat omul ăsta parcă a prins boală și a prins boală pe tine, evident, și a spus nu, las că știu eu mai bine cum să fac lucrurile, nu ești tu nimeni să-mi dai indicații, și a încercat să facă în maniera sa cum a putut el mai departe. Lucrurile n-au ieșit bine, se pare că aici există o mare tristețe pentru că tu ți-ai dat seama că trebuie să repar ceva din temelii, la fel și această persoană, pentru că așa cum v-ați cunoscut, dragii mei, a fost ceva în mâna destinului, da? Eu simt aici că această persoană ar dori să te țină de mână sau văd aici că cu ochii minții se gândește la tine. Trește un mare compromis acolo unde e, dar tu îi lipsești. Are niște frici, niște temeri care eu cred că au fost și înainte când dumneavoastră l-ați cunoscut la început, dar acum, dragii mei, învață și înțelege că are o șansă reală cu tine numai dacă repară ca lumea lucrurile. Are o perioadă în care stă singur și singur aici, văd că s-a separat de cineva de curând sau urmează să se separe de acele persoane care au fost între amândoi și, dragii mei, încearcă absolut să înțeleagă ceea ce i s-a întâmplat în viața asta și de ce a ajuns unde a ajuns. Poate că a simțit de multe ori nevoia să se laude cu ceea ce a făcut el în viața asta sau vai cât de bine și de frumos a ajuns, cât de multe lucruri a reușit, dar dacă n-a reușit să fie o pereche stabilă, dacă n-a reușit să fie o familie cu tine, dacă n-a reușit să-ți încânte ție sufletul, persoana asta se simte ca un nimeni, da? Eu văd aici că este lecția cea mai dură prin care trece, pentru că își dă seama, dragii mei, că te-a lăsat pe tine în timp ce fugea după alte persoane care evident nu i-au vrut binele și care au avut aici influențe foarte negative. Văd foarte mulți oameni dintre voi, oameni la care a plecat urechea, foarte multe bârfe, situații din care dumneavoastră n-a știut cum să ieșiți mai repede și această persoană le-a făcut caz fără ca să se consulte cu dumneavoastră. Pentru foarte mulți aici văd experiențe care pe dumneavoastră v-au înălțat, v-au curățat, văd aici că dumneavoastră v-a spus pe picioare, sunteți alte persoane astăzi, sunteți foarte bine cu dumneavoastră, în schimb omul ăsta e clar că parcă a vrut să se răzbune, a avut nevoie de validare, a vrut să te umilească și și-a forțat norocul cu mâna sa. Clar, aceste planuri serioase, dragii mei, s-au dus, pentru că tu aici aproape ai dat și tu spatele acestei situații, ți-ai dorit să ieși singur mai departe, să-ți continui viața într-o formă sănătoasă, să nu mai dai nicio șansă acestei persoane ca să se întoarcă. Cu toate astea văd că aici există încă multă iubire și când zic multă iubire e că trecând peste tot ce v-ați făcut unul altuia, totuși există aici un nivel de atracție foarte mare, sunteți suflete pereche, iubiții mei, și toată această mândrie și acest ego acestui om pălește. Când zic că pălește ego și mândria sa, e că această persoană încet, încet își revine la realitate. Începe să vadă că așa cum te-a tratat nu era bine. Așa cum te-a mințit nu era ok. Așa cum te înșela, cum te trăda, nu era în regulă pentru nimeni. Și că ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Pentru că viața îi plătește acum fix cu aceeași monedă și acolo unde e, este la fel de umilit, de rău, să spunem, văzut. Văd aici că persoanele nu mai au încredere în el, aici cineva îi ia mâna cum ar veni de pe frunte și rămâne singur în fața furtunii. Lucruri pe care el poate le-a făcut cu tine, acum îi se fac și lui de către alții
Pentru că, în final, acele persoane minunate care păreau să-i întindă mâna sau păreau la început mai bune ca tine, de fapt au fost niște capcane și acele persoane nu sunt așa de bune cum el a crezut. Nu știe cum să iasă de acolo, îl văd așa ca și cum se plimbă un leu în cușcă, pentru că, dragii mei, acum este sigur de puterea pe care o simte, a văzut manipularea care i s-a dat și văd aici că vrea să încheie un capitol cu acele conflicte din trecut. Văd că vrea să scape de acea josnicie, de acea intrigă, de acele bârfe care au pus punct între dumneavoastră și el. Vrea să coopereze cu tine, vrea să-ți spună cât de mult a greșit, parcă încă plânge aici după o libertate pe care acum o vede cu ochi diferiți, pentru că atunci când era lângă tine nu a apreciat nimic. Văd aici că dumneavoastră v-ați dat și cămașa pentru el sau pentru ea, văd aici că v-ați pus pielea în băț, cum se spune pe românește, și această persoană la acel moment n-a văzut mare lucru, i s-a părut că i se cuvin toate și atunci automat, dragii mei, astăzi, acum, se judecă singur, pentru că vede că la nivelul a ceea ce trăiește, încearcă în zadar să iasă la lumină. Își dă seama că tu ai avut dreptate în ce spuneai, își dă seama că viața nu e atât de frumoasă și de simplă pe cum pare și că tot ceea ce a făcut rău îi se întoarce înzecit. Adică are aici un nivel de pedeapsă foarte mare și, dragii mei, exact cum am spus, va încerca să facă schimbări. Vrea să-și recapete încrederea în el sau în ea. Vrea să-și recapete încrederea în ceea ce înseamnă viața împreună cu cineva. Văd aici că și-a pierdut răbdarea pentru că a încercat să complacă prea multe persoane, s-a simțit special pentru cine nu trebuia și, de fapt, nu a fost așa. Nu are afecțiune, dragii mei, nu este important pentru cine a crezut el că e important, iar acele persoane de lângă el sunt niște trădători care automat i-au făcut rău astăzi. Ceea ce văd e că situația asta se va curăța, dragii mei, pentru că, în final, aceste situații pe care le-a trăit departe de tine îl convin că trebuie să-și refacă viața, îl convin că trebuie să vină înapoi. Îi arată cât de mult ai vărsat tu lacrimi și neliniști și acum, într-adevăr, cum se vede el chinuit, își dă seama cât te chinui pe tine. Așa că, dragii mei, eu văd aici că dumneavoastră l-ați iubit și ați luptat maxim pentru relația asta, v-ați bătut ca să iasă lucrurile bine, însă la început nu a fost reciproc. E clar că trebuie această relație de dragoste reparată din ambele direcții. Văd aici pentru foarte mulți că omul ăsta va veni fix cu acest regret, mai bine spus, dragii mei, cu această părere de rău, să-ți spună că vrea să facă lucrurile bine, să-ți spună că vrea să-ți aducă într-adevăr lumina aceea care ți-a lipsit la început, că într-adevăr viitorul lângă tine promitea mult și el a fost un mare fraier sau o mare fraieră, da? Mă refer la acești parteneri care v-au dat pe dumneavoastră la schimb pentru alții, mai ales cei care erați în trio și care n-ați fost aleși la momentul potrivit, și acest om s-a întors într-un trecut în care, iată, a fost tratat într-adevăr numai cu bicele, da? Deci eu cred că și-a primit papara, dragii mei, cum se spune. Nu mai stă pe gânduri, simt aici că viața sa amoroasă este o nebunie, la modul un haos. Va veni spre tine cu gânduri bune, pentru că simt aici pentru foarte mulți că veți comunica în perioada următoare, dragii mei. Este clar că această comunicare va veni foarte bine către dumneavoastră, pentru că văd aici că învățați să vă iubiți, ați învățat deja de fapt să vă iubiți și această persoană vede și ea că departe de tine nu e bine, că departe de tine este mare tristețe, că fără să te aibă în viața asta, iertați-mă, nu poate să fie așa cum și-ar fi dorit. Adică vede acum toate acele avantaje care atunci îi se păreau o nimica toată și credea că îi se cuvin de la natura mamă, da? Eu văd aici că veți accepta, poate să stați de vorbă, veți fi siguri pe dumneavoastră, pentru că văd aici că nu o să mai acceptați jumătăți de măsură, nu o să mai treceți, iertați-mă, prin sentimente neplăcute, rămâne tot în urmă, nu vă mai lăsați manipulați, dragii mei, sentimental și nici nu mai stați pe din afara acestei relații dacă acest om nu va face ceea ce trebuie. E clar că v-ați construit un zid pentru a vă apăra și eu mă bucur să văd acest lucru, dar, dragii mei, nu vreți să vă mai simțiți singuri în povestea asta de dragoste și chiar el, când v-a făcut să vă îndepărtați de el, v-a lipsit așa încredere, v-a dezamăgit, l-a prins cu minciuna sau ceva de genul ăsta, iar acum trebuie să luați o decizie împreună. Pentru că eu văd aici că e dispus, dragii mei, sau dispusă să termine definitiv cu nebunile din trecut, să lase pe cineva în urmă și să vină spre tine. Va exista aici o împăcare, dragii mei, pentru că există cumpătarea, există un mare echilibru, există toate acele momente în care te uiți în trecut și calculezi și valorezi dacă merită sau nu să mai faci un pas spre persoana aceea cu care odată ai fost fericit, care, dacă într-adevăr vine cu cinste, cu recunoștință, vine cu a-ți pupa mâinile și a-ți mulțumi pentru ceea ce ai făcut pentru el sau pentru ea, atunci poate că într-adevăr, dragii mei, mulți aici aveți o șansă la fericire. Da? Deci foarte faină etalarea, văd că omul ăsta suferă cumplit, este clar că îi se întâmplă toate lucrurile astea pentru karmă, iar în momentul în care revine, va trebui aici dumneavoastră să luați niște măsuri de suflet. Iubiții mei, foarte frumoasă etalarea, mi-a plăcut ce am văzut. Haideți să vedem și literele pentru astăzi, să vedem ce litere ne ies. Drăguții mei, avem litera B, avem litera U, avem litera P,
Avem litera A, avem litera R, avem litera C, avem litera S, avem litera N, avem litera V, pentru cei care aveți cu V, avem litera G, avem C și G astăzi foarte tare, avem litera T, avem iarăși, avem litera O, avem litera M și încă o dată se repetă litera V, am să pun aici mai jos. Eu cred că au ieșit foarte multe și astăzi ca litere, pentru cei care în mod deosebit sunteți interesați și, dragii mei, de ce nu facem ca o chestie în plus de fiecare dată? Sper să vă placă, eu am zis că dacă nu ies toate literele, nu e o problemă, vor ieși data viitoare, nu e un capăt de lume. Sper că v-a plăcut etalarea, dacă da, vă aștept cu like-uri, cu sugestii, cu comentarii. Lăsați-mi tot ce drept dumneavoastră înscris, nu uitați să vă abonați, apăsați pe clopoțel, îmi faceți o mare favoare, mă ajută în munca mea și cine dorește, evident, poate apela la etalarea privată pentru a vedea strict cu persoana X ce se mai întâmplă mai departe. Ne vedem cu drag data viitoare, nu uitați că vă iubesc! Pa, pa!